Aș vrea, domnule Burdujea, să discutăm și despre discuțiile dintre PNL și Partidul Social Democrat pe pachetul de măsuri pentru persoanele cu venituri mici. În primul rând, am văzut că Partidul Social Democrat propune vouchere de 50 de euro pentru cei cu venituri mici până la sfârșitul anului. Partidul Național Liberal, în schimb, propune 100 de euro. Cum stau, de fapt, lucrurile aici? Unde suntem cu discuția? Poziția mea, și o spun în nume propriu, este că astfel de discuții trebuie purtate strict în interiorul coaliției. Nu trebuie să fie un concurs de Declarații populisme, politice. de declarații populiste, din punctul meu de vedere, pentru că nu suntem aici să promitem românilor un leu în plus sau 2 lei în plus. Nu despre asta este vorba. Noi ar trebui să ne batem în viziuni de dezvoltare economică pentru România, cum atragem investiții, cum generăm locuri de muncă, ce avem de făcut pentru a crește competitivitatea exporturilor românești, ce avem de făcut pentru a nu mai exporta grâu și a exporta făină, sau nu mai exporta semințe de floarea soarelui și a exporta ulei. Deci lucruri de impact, care poate, sigur, sunt mai greu de explicat tuturor cetățenilor, dar acestea vor fi cele care vor face diferența, nu faptul că ne trezim să dăm din buget diverse beneficii. Sunt grupuri vulnerabile, sunt români care suferă. Este în regulă să avem și aceste măsuri sociale, dar ele nu pot să vină în lipsa unor măsuri de creștere a economiei românești. Deci nu susțineți o astfel de măsură, personal. Trebuie văzut, v-am spus, sunt cazuri în care ea se justifică, dar izolată, doar respectiva măsură nu va face decât cum să vă spun, să crească deficitul bugetar, să pună economia în dificultate. Și trebuie suplinită de aceste măsuri de dezvoltare, de atragere de investiții, de impulsionarea infrastructurii. România e în cel mai bun moment posibil în istoria recentă. Avem banii din PNRR, avem o poziție pro-vest, pro-occidentală, avem o democrație liberală, nu avem niciun Orban al Ungariei, niciun Kaczynski al Poloniei. Deci nu avem probleme de credibilitate în fața Occidentului. În contextul conflictului din Ucraina, în contextul post-pandemic, în contextul unor crize iminente, alimentare, energetică, deja este în desfășurare economică, suntem foarte bine poziționați în regiune pentru a fi principalul partener al Occidentului de investiții, de lobby la nivel regional, de impact. Asta ar trebui să fie cartea pe care România o joacă.